Energia verde aduce prejudicii complexului energetic Hunedoara și nu numai. Într-o perioadă când pretutindeni se încearcă implementarea unor proiecte pentru producerea energiei verzi, la nivelul complexului energetic Hunedoara și nu numai, toate aceste proiecte aduc de servicii. Entitatea energetică din județul Hunedoara are datorii la bugetul de stat de 10 de milioane de lei, mai exact 28,5 milioane. Potrivit conducerii, datoriile sunt create de divizia minieră. În principal, datoriile au fost produse de divizia minieră, care tot timpul a lucrat pe datorii. E foarte greu să le compensăm în momentul în care prețul la energie este sub 200 de lei. În acest moment, dacă vă uitați pe producătorii de energie, complexul Hunedoara împreună cu complexul Oltenia, cei care produc pe cărbune, energie pe cărbune, bagă în sistem 2100 de megawatts și eolienele bagă 1800. Deci nu se poate concura cu eolienele sau cu fotovoltaicele sau cu hidro în aceste condiții. Mixul de energie de la complexul energetic Hunedoara ar fi soluția salvatoare. De acest mix se vorbește de mult timp, însă până acum planurile au eșuat. În Europa suntem singura țară care nu avem mixul de energie. Niciodată și niciunde în lume nu poate să concureze hidro sau eoliană cu energia termă. Ce ar presupune acest mix de energie pentru complexul energetic Hunedoara? Ar presupune, după studiile noastre, intrarea pe prețul pieții undeva la 40-45 de euro megavatul, cu o cotă de piață de 28-29%. Cum energia verde o îngroapă pe cea pe bază de cărbune, ar fi necesare anumite reglementări pentru acordarea certificatelor verzi acestor societăți producătoare de energie pe bază de vânt sau apă. Nu știu cât sunt de utile. Eu cred că cel mai corect ar fi ca acești producători de energie verde, care sunt în regulă, să primească aceste certificate verzi doar în condițiile în care au contracte în bandă. Deci dacă au contracte în bandă, e regulă să primească. Ei când bate vântul intră, când se oprește vântul ies și dezechilibrează sistemul. Atunci e nevoie de noi. Tot de datorii s-a spus că ar avea complexul energetic Hunedoara și către Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului. Au fost vehiculate sume enorme, însă conducerea entității energetice spune că plata facturilor se face la termen. Facturile scadente se achită în fiecare lună. Asta cred că am achitat în jur de vreo 5 milioane, dacă nu greșesc. Ultimii bani către Societatea de Închideri am virat vineri. Încă de anul trecut, la nivelul complexului energetic Hunedoara se lucrează la un plan de reducere a cheltuielilor.